Candidata republicană la președinția Statelor Unite, deputata Michelle Bachmann, a reușit să se facă de râs când a încercat să omagieze memoria lui Elvis Presley. Deși se împlineau 34 de ani de la moartea lui Elvis, ea i-a adresat felicitări ca pentru ziua de naștere. Let's all say happy birthday to Elvis Presley today! Happy birthday! Și nu a fost o simplă scăpare, deoarece Michelle Bachmann a repetat că dorește să sărbătorească ziua de naștere a lui Elvis. I-a primit totuși aplauzele fanilor care s-au făcut că nu observă gafa. Reprezentanta Dreptei Radicale, Michelle Bachmann, i-a învins pe ceilalți politicieni republicani în primul vot simbolic asupra celui mai bun candidat la președinție.